bagare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că va veni la a doua strajă din noapte, fie că va veni la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și voi, dar, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Aceste cuvinte pe care le-am citit din Scriptură fac parte dintr-o predică mai mare a Domnului nostru Iisus Hristos, învățături date pentru mulțimea de oameni care îl căutau să asculte cuvintele sale. Începutul capitolului 12 ne descrie ce mare mulțime de oameni era acolo. Spune versetul 1 din acest capitol: în vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi. Și aceste învățături le cunoaștem ca fiind predica de pe munte rostită de Mântuitorul. În Evanghelia după Matei le găsim în capitolele 5, 6 și 7, cuvinte pline de miez, cuvinte pline de învățătură, cuvinte care au atins inima oamenilor, încât la încheierea acestei predici, versetele 28 și 29 din Matei capitolul 7, spune că mulțimile care au ascultat ce spunea Mântuitorul au rămas uimite de învățătura lui, pentru că învățătura lui Iisus era deosebită. Nu îi învăța precum în fariseii cărturarilor, ci ca unul care avea putere. Și am vrea ca această putere să atingă și astăzi inimile noastre, pentru că știm că Dumnezeu a zis, căci cuvântul Lui întotdeauna este însoțit de putere. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna este însoțit de putere și pătrunde acolo în adâncul ființei, spune în Evrei în capitolul 4, că judecă gândirile și simțirile pe care le avem în lăuntru nostru, în inima noastră. Am ales pentru astăzi, din aceste cuvinte din Scriptură pe care le-am citit, să putem să luăm cel puțin patru principii de viață din învățătura Mântuitorului. Patru principii în care Domnul Iisus spunea ce să nu facem, ce să facem. Spune: nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră.
Nu vă legați inima de lucrurile din lumea aceasta. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și pregătiți-vă, căci Iisus este gata să vină. Iisus se va întoarce și să fim gata pentru aceasta. Așa începea primul verset pe care l-am citit. Nu, Domnul Iisus spunea ucenicilor săi, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră. Nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră. Adică nu e importantă viața? Apostolul Pavel, când scrie epistola către Efeseni, spune nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl îngrijește cu drag. Dar îngrijorare cu privire la viața noastră, la viața aceasta, ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca, nu sunt lucruri care ar trebui să pună mare amprentă pe noi. Atât de periculos poate să fie gândul acesta, încât Apostolul Pavel în 1 Epistolă către Corinteni, capitolul 15, vorbind despre învierea Domnului Iisus și efectele învierii asupra vieților noastre, puterea învierii asupra vieților noastre, spune în versetul 19, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, sunteți cei mai nenorociți oameni dintre toți oamenii. Preocuparea pentru viața aceasta ne duce departe de Dumnezeu, chiar dacă am experimentat trăiri cu Dumnezeu, minuni ale lui Dumnezeu, lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră, ele ajung să-și piardă puterea, ele ajung să-și piardă efectul asupra vieții noastre atunci când suntem prea preocupați ce se va întâmpla, cum vom trăi. Aș vrea două exemple să iau din cuvântul lui Dumnezeu, unul carte Exodul, capitolul 16, poporul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a scos din țara Egiptului cu mână tare, cu braț puternic, cele 10 urgii cu care Domnul a lovit Egiptul, le-au văzut cu toții. Și nu numai evreii, nu numai egiptenii, toate neamurile din prejur au auzit ce a făcut Dumnezeu pentru poporul său în Egipt. I-a scos, i-a trecut prin Marea Roșie ca pe uscat. După ce au trecut dincolo de mare, au cântat, l-au lăudat pe Dumnezeu. Așa se încheie capitolul 15 din cartea Exodul cu bucurie cu ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lor. Dar capitolul 16 descrie că erau abia în a doua lună după ce au ieșit din țara Egiptului. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat de la Elim și au ajuns în pustia Sin, care este între Elim și Sinai, în a 15-a zi a lunii a doua după ieșirea lor din țara Egiptului. Și toată adunarea copiilor lui Israel, a cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și Aron. Copiii lui Israel i-au zis, cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam, căci ne-ați adus în pustia aceasta ca să face să moară de foame mulțimea aceasta. Ca și cum n-ar fi văzut mâna lui Dumnezeu în Egipt, ca și cum n-ar fi văzut cum s-a despicat Marea Roșie, ca și cum n-au fi văzut semne și minuni pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei. Au ajuns dintr-o dată să fie tare îngrijorați cu privire la viața lor. Și Dumnezeu, care este bun, le-a dat pâine din cer. Și așa au trăit 40 de ani cu pâine din cer. În fiecare dimineață Dumnezeu le dădea hrana. Dumnezeu le dădea mâncare, Dumnezeu le dădea pâine și parcă n-au învățat din asta mare lucru. Au trecut cei 40 de ani, au ajuns
la intrare în țara promisă. Deschidem la Cartea Numeri. Și în Cartea Numeri ni se vorbește despre intrarea lor în țara promisă. Au trimis 12 scoade, scoadele s-au întors, au vorbit despre lucrurile minunate pe care le-au văzut acolo, o țară bogată, o țară în care strugurii erau așa de mari încât i-au adus pe o prăjină și totuși s-au speriat de fiul lui Anac, s-au speriat de cetățile pe care le-au văzut și în fiindu-le frică, teamă, au zis că aveau ziduri până la cer. Iar, spune, noi pe lângă oamenii de acolo eram ca niște lăcuste. Capitolul 14 din Cartea Numeri. Din nou cu toată adunarea, spune, toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: de ce n-am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce n-am fi murit în pustia aceasta? Pentru că pentru ce ne aduce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Noi vom muri, soțiile noastre vor fi de jaf, copiii noștri vor muri în pustia aceasta. Și Dumnezeu se mânie pe ei și spune: pentru că așa ați vorbit și ce am auzit eu de la voi se va împlini. Voi veți muri în pustia aceasta, dar copiii voștri, pentru care v-ați îngrijorat că ce se va întâmpla cu ei, ei vor intra în țara promisă. Mereu îngrijorați cu privire la viața aceasta. În Numeri, în capitolul 11, până și mana care le-o dădea Dumnezeu din cer, au zis, ni s-a scârbit sufletul de această mană proastă. Era pâinea pe care le-o dădea Dumnezeu din cer. Era ceea ce Dumnezeu le dădea în fiecare dimineață. Îngrijorarea cu privire la viața aceasta ne duce viața ca între spini. Domnul Iisus, în capitolul 13 din Evanghelia după Matei, rostește mai multe pilde cu privire la împărăția lui Dumnezeu și începe să vorbească despre pilda semănătorului, care semănătorul, când a ieșit, a aruncat sămânța și a căzut lângă drum, a căzut pe un teren stâncos, dar a căzut și între spini. Și ucenicii n-au înțeles și l-a întrebat pe Domnul Iisus ce înseamnă pilda aceasta. Și Domnul Iisus le spune că sămânța aruncată, căzută între spini, este asemănată cu un om care a primit credința, a primit cuvântul, l-a înțeles pe Dumnezeu, dar, spune, îngrijorările vieții acesteia, de la versetul 22 și versetul 23 din Matei capitolul 13. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Și apoi urmează sămânța căzută într-un pământ bun, într-un pământ bun care aceasta aduce roadă. Nu vom putea aduce roadă dacă suntem prea îngrijorați de viața aceasta. Iar în capitolul 13 din Evanghelia după Luca, Domnul Iisus vorbește despre un smochin care n-a adus roadă, care n-a ducea roadă. Un smochin neroditor care era în vie și căruia spunea, dacă nu va duce nici la anul roadă. Versetul 9 din capitolul 13 spune, poate de acum înainte va aduce roadă, dacă nu, îl vei tăia. Așa este de periculos să te îngrijorezi cu privire la viața aceasta. De aceea Domnul Iisus continuă să spună,
nu vă îngrijorați de cu privire la viața aceasta, ci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Al doilea principiu pe care îl desprindem de aici este acest îndemn al Mântuitorului, care este un imperativ. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. În Matei spune și neprihănirea lui, și lucrurile acestea cu privire la viața aceasta vi le dă Dumnezeu. Se va îngriji Dumnezeu. Așa cum în pustie Dumnezeu s-a îngrijit de poporul său să aibă pâine, să aibă hrană, să aibă haine, care nu s-au învechit 40 de ani, încălțămintea din picioare nu li s-a rupt timp de 40 de ani cât au călătorit prin pustie. Dumnezeu poate să îngrijească. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Oare ce înseamnă lucrul acesta, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Înseamnă, în primul rând, să caut, să fac voia lui, nu voia mea. Voia lui, nu voia mea. Noi cântăm o cântare frumoasă care spune: învață-mă, Doamne, să fac voia ta, nu voia mea. Iar dacă voia mea, Doamne, iar dacă voia mea își cere drepturile, sfărâmă-mi, Doamne, voia să cadă țândăr la pământ, că vreau să fac voia ta. Să căutăm să facem voia lui Dumnezeu. Cu privire la lucrurile din viața noastră, să ne întrebăm: oare, Doamne, care este voia ta? Doamne, oare care este sfatul tău pentru mine? Doamne, ce vrei să fac? Întreabă și apostolul Pavel când era pe drumul Damascului, în gândirea lui. Când gândirea lui a văzut că a ajuns în zid, a întrebat atunci: Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul Iisus, atât de preocupat era de a face voia Tatălui, încât găsim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, când stă de vorbă cu samariteanca, Domnul Iisus era atât de obosit, încât n-a putut să mai continue drumul de la fântâna lui Iacov până în cetate. Ucenicii s-au dus în cetate, Iisus, spune, istovit, s-a oprit acolo la fântână, și pe când s-au întors ei înapoi, era deja revigorat, îl vedea stând de vorbă atât de intens cu femeia aceasta, încât au crezut că i-a adus cineva între timp de mâncare și s-a întărit. Și Domnul Iisus le spune: nu, voia mea, hrana cu care eu mă hrănesc, este să fac, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Ajută-ne, Domnul, să facem voia Lui. Al doilea lucru, ce înseamnă să caut împărăția lui Dumnezeu, este să caut prezența lui Dumnezeu. De aceea ne adunăm, de aceea suntem aici și cântăm: Doamne, vin în prezența Ta și vreau să vin în prezența Ta. Căutarea împărăției lui Dumnezeu trebuie să fie dis de dimineață, spunea Psalmul 119, de dimineață mă trezesc și caut, Doamne, caut să mă întâlnesc cu Tine. David spunea: când mă trezesc, vreau să Te întâlnesc, din zorii zilei până când mă culc noaptea, vreau să stau în prezența Ta, să Te găsesc, Doamne, să știu că Ești lângă mine, să știu că sunt în atenția Ta. Nu este lucru mai tulburător, mai îngrozitor, decât să știi că Dumnezeu s-a depărtat de tine, că Dumnezeu și-a retras prezența din fața ta, din fața mea. Este lucrul care ne îngrozește, ne tulbură. Spunea psalmistul: m-am ridicat pe munte, stăteam pe vârful muntelui și mă simțeam tare. O clipă Ți-ai întors fața și m-am tulburat și am zis: Doamne, ce se va întâmpla cu mine dacă voi muri? Nu doar că și-a pierdut echilibrul, a simțit spaimele morții. Ce bine e în prezența lui Dumnezeu, ce frumos este în locul în care Dumnezeu se descoperă, să-L simți aproape. Și asta înseamnă puterea împărăției viitoare, puterea împărăției lui Dumnezeu, care atunci când se arată într-un loc, oriunde ar fi El, Iacov l-a întâlnit în pustiu cu capul pe o piatră și a zis că este o casă acolo.
Și a zis cât de înfricoșat este locul acesta și n-am știut. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Este ceea ce vrea Domnul Iisus să înțelegem, să facem, să căutăm împărăția aceasta nu doar pentru mâncare, nu doar pentru îmbrăcăminte, nu doar pentru împlinirea acestor nevoi fizice. După ce Domnul Iisus a mulțit pâinile în pustie în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, trecem în capitolul 6, în care mulțimile au venit să-L întâlnească pe Domnul Iisus, să-L caute, și când L-au găsit, Doamne, unde ai fost? Te-am căutat peste tot! Domnul Iisus le spune, m-ați căutat pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. S-a spus, lucrați pentru împărăția de sus, pentru împărăția viitoare. Duceți-vă mai mult decât cu privire la viața aceasta. Priviți spre cele veșnice, spre împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne dreptăm privirea înspre împărăția aceasta a lui Dumnezeu, pentru că este o atracție gravitațională foarte puternic, spirituală, asupra sufletului nostru, încât să ne întoarcem înspre lucrurile pe care le vedem, pe care le putem gusta, pe care putem pune mâna să le luăm, să fie a nostru. Și vine Domnul Iisus cu al treilea principiu și spune, aveți grijă cu privire la inima voastră, nu vă legați inima de lucrurile de jos, de bogățiile lumii acesteia. În sămânța căzută între spini, spunea Domnul Iisus că nu doar îngrijorarea cu privire la viață, cât și înșelăciunea bogățiilor. Înșelăciunea bogăților ne atrag în jos. Și Domnul Iisus spune, căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și astăzi Domnul te întreabă, unde îți este inima? Ce ai în inima ta? Care sunt frământările din lăuntru inimii tale? Așa cum poetul spunea, pentru cine îți bate inima neîncetat? Pentru cerul cel de taină sau pentru pământ, pentru lucrurile de jos, pentru bogățiile lumii acestea, pentru lucrurile în care poate ajungi să-ți pui încrederea ta, văzându-le în fiecare zi, văzându-le cum cresc, văzând ce se poate realiza cu banii, ce se poate realiza atunci când ai din belșug, să fii foarte legat de ele și inima. Inima să-ți fie, să-ți ajungă legată de lucrurile din lumea aceasta. Dumnezeu este Cel ce nu se uită cum suntem noi îmbrăcați, ca să ne verifice în profunzime ce avem înăuntru nostru, ci Dumnezeu spunea lui Samuel când a ajuns în casa lui Isai Betleemitul, Dumnezeu este Cel ce se uită la inimă, așa de mult. Iubește Dumnezeu inima, este cel mai folosit, cel mai des întâlnit cuvânt cu privire la organele umane, corpul uman în Biblie, încât însuși Dumnezeu se declară pe sine că are inimă când spune, am găsit pe David, om după inima mea. Interesul pentru a ne cerceta inima aceasta trebuie să fie foarte mare, pentru că Ieremia spune că inima omului cum este? Nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Însă Dumnezeu este Cel ce poate cerceta inima și zicem în dimineața aceasta, Doamne, cercetează-ne inimile! Să nu fim legați de lumea aceasta, de lucrurile din lumea aceasta, să nu ne punem inima aici, spunea Domnul Iisus, vindeți ce aveți și vă strângeți comori în cer.
Cu un om cu inima legată de bogățiile lumii acestea s-a întâlnit într-o zi Domnul Iisus, timp în care omul acesta a alergat la Domnul Iisus, s-a închinat și a zis, ce să fac? Să ții poruncele, le țin din tinerețe, îți mai lipsește un lucru, vin de ceai că nu pierzi, ți-adune o comoară în cer și apoi vino și urmează-mă. Și a plecat întristat de tot pentru că avea mari avuții și se încredea în ele. Se încredea în bogățiile lumii acesteia. Se încredea în ce poate să vadă acasă când ajunge, de ce poate să facă cu banii. Doamne, atinge-ne inimile. Atinge-ne, Doamne, inimile noastre, ca să putem să fim cu totul predați înaintea Ta. Domnul nu vrea o parte din inimă, să păstrăm ceva pentru noi, să păstrăm ceva, nu, toată inima. Toată inima să o dăm lui Dumnezeu. Dimineața aceasta, Duhul Sfânt aș vrea să cerceteze inimile noastre, să putem să ne îndreptăm înspre Dumnezeu. Are extraordinar de mari făgăduințe Domnul pentru noi. Dacă Domnul Iisus a spus că acolo unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră, și să ne îndemna Domnul Iisus, vindeți ce aveți și dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu le roade molia sau rugina. Lucruri din lumea aceasta, vine Domnul Iisus și ne vorbește despre importanța inimii, despre ceea ce se va întâmpla cu inima noastră, lucruri profețite de Dumnezeu din Vechiul Testament, când prin cartea prorocului Ezechiel, capitolul 36, versetul 26, apoi versetul 27, Dumnezeu spunea că va schimba inima aceasta, care de carne fiind, este atras înspre viața aceasta, înspre lumea aceasta. Vă voi da, spune, o inimă nouă, vă voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă nouă, o inimă care chiar în trupul acesta să simțim ceva diferit. Să simțim puterea lui Dumnezeu. Când simți puterea lui Dumnezeu în trupul acesta, atunci poți să spui cu inima și gura mea, eu cânt lui Dumnezeu. În trupul acesta simt puterea Dumnezeului celui atotputernic. Slava lui Dumnezeu se coboară peste noi și atunci cu adevărat simțim puterea vieții depline despre care vorbește Domnul Iisus. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, când vorbește despre oile pe care Domnul Iisus le păstorește, ele vor avea viață deplină. Ele vor avea viață deplină. Capitolul 15 din Evanghelia după Ioan spune, eu am venit ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. O bucurie de plină, o trăire de plină, vom putea să gustăm în trupul acesta bucuriile cerului și atunci poți să spui, Doamne, când o clipă cu El aici, e o uimire, ce va fi? Ce va fi în veșnicii? Și atunci al patrulea principiu, să fim gata că Iisus se va întoarce. Iisus se va întoarce. Așa a promis, așa a zis, la înălțarea lui la cer, a trimis îngerii săi să spună, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați așa spre cer? Iisus se va întoarce la fel și noi îl așteptăm pe Iisus când vine. Îl aștepți? Ești pregătit pentru asta? Este un lucru foarte important pe care trebuie să-l înțelegem cu privire la plecarea noastră din lumea aceasta. Iisus vine să-și răpească biserica sa. Dar dacă cineva este foarte preocupat de lumea aceasta și nu are timp, nu-l va ajuta cu nimic, pentru că din lumea aceasta toți vom pleca. Nimeni nu rămâne veșnic aici. Toți vom pleca. Toți vor merge din lumea aceasta.
În proporție de 100%, toți oamenii despre care știm că s-au născut, au trăit, înaintașii noștri au murit. Știm că a fost răpit la cer Ilie, știm că a fost dus la cer Enoch, dar despre oamenii despre care noi știm, au murit și Ilie a murit cu timpul. Este în cer la Domnul. Oricine, Lazar a înviat, dar a murit din nou. Tânărul din Aina a înviat, dar a murit din nou. Nimeni nu a rămas veșnic aici pe pământ. Ne vom întoarce în trupuri de slavă să fim cu Iisus, să vedem gloria și slava Lui. Vom fi cu El. Unde va fi El, vom fi și noi. Cât de pregătiți suntem pentru asta? Spunea Domnul Iisus că dacă ar ști stăpânul casei la ce oră vine hoțul, s-ar pregăti, că hoțul vine pe neașteptate. Și știți ce caută întotdeauna? Să ia cele mai valoroase lucruri din casă, cele mai mari valori pe care să și le ia pentru el. Nu vine să ducă gunoiul, nu vine să ducă lucrurile stricate din casă, nu vine să ducă lucruri pe care poate le-am depozitat undeva să le aruncăm, nu pentru acelea. Vine pentru cele mai valoroase lucruri din casa noastră. Când va veni Domnul Iisus, va lua ce are El mai de preț în lumea aceasta, cei cu care se identifică atât de mult, atât de mult, că spune că este mireasa Lui, iubește cel mai mult biserica Lui, va veni după noi într-o zi. Va veni după noi într-o zi, de aceea trebuie să fim veghetori. Spunea, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Este un moment pe care îl cunoaștem, ceea ce s-a întâmplat în Egipt, când cea de-a 10-a urgie a lovit Egiptul și au murit toți întâi născuți din casa lui Faraon, a slujitorilor lui, a robilor, animalelor care erau în gospodărie. Le-a vorbit cum să serbeze și să mănânce Paștele. Ne apropiem și noi de Paște și în Exodul, în capitolul 12, versetul 11, cuvântul Domnului spune cum trebuiau ei să fie pregătiți și cum trebuiau să serbeze Paștele acestea. Spunea versetul 11, când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare, toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, că sunt Paștele Domnului. În grabă de ce? Că va trebui să plecați. Va trebui să plecați pentru totdeauna din Egipt. În grabă de ce? Pentru că vom pleca spre cer. Va veni Domnul Iisus pentru cei ce sunt pregătiți, pentru cei ce au pecetea sângelui. Spuneam fratelui Daniel că aș vrea să poate să închei cu o poezie și văd că timpul aproape îmi dă posibilitatea să mă încadrez. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Așa stăteau evreii în Egipt. Așa stăteau evreii în Egipt. Costache Ioanid, un poet, fost regizor, un om care l-a întâlnit pe Dumnezeu și chiar dacă era și regizor, și sculptor, și pictor, a renunțat la toate acestea și a început să scrie. Scrie o frumoasă poezie despre momentul acela, al nopții aceleia din Egipt, când au murit toți întâi născuți din casele celor ce n-au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, care nu aveau pecetea sângelui pe ușa lor. Poezia se cheamă Eșurun și aș vrea să o recit în încheiere. Din pustie, cu nor de căpestre, poposea noaptea. Peste Nil nu vedea nicio zare în ferestre, n-auzeai niciun plâns de copil. În Gosen însă, toți fiii robiei, îmbrăcați cu mijlocul încins, cu toiege de bambus în mână, privegheau sub o paiță aprins. Fiecare familie roabă era strânsă și gata de drum și vedeai ospătându-se în grabă dintr-un miel cu tăciune și scrum. Undeva într-o colibă, mezinul întrebă cu glăsciorul dulceag, tată, de ce stăm în noapte cu lumina aprinsă și de ce ai pus atâta sânge pe ușori și pe prag? O, copilule, tatăl răspunse, noaptea aceasta e un semn și un hotar, căci un înger va trece prin țară să ne smulgă din vatra de jar, căci va face cel sfânt judecată pentru anii de lacrimi și plâns.
pentru plânsul din Pitom și Ramses, pentru pruncii uciși în cămin. Dar de ce, întreabă o copilă, de ce oare Moise a spus să stropim orice ușă cu sânge pe ușor și pe pragul de sus? Semnul acesta e pecetea salvării. Cei ce stau sub pecete nu mor, însă cei ce fug de sub sânge nu mai au alt secret salvator. Iată în curând, miezul nopții aproape, fiți gata! Unde sângele va sta pe ușori, judecata va trece în pace, nelovind nici părinți, nici feciori. Și deodată, în mijlocul nopții, peste albastrele lumii cărări, o strigare, un țipăt de groază se auzi din adânci depărtări, apoi altul zbucni mai aproape, ca un bocet de mari dureri. Iată îngerul morții, strigară lângă Nil militarii străjeri. Străbătuți ca de un freamăt, părinții își priveau toți copiii pe rând. Erau oare toți? Miriam, Abishua, Uz cel tare, Nahamani cel blând. Însă vai, unul lipsește, nestatornicul pui de lăstun. Fiul meu, strigă mama și aleargă întrebând prin colibe frățești. Fiul meu, strigă și tatăl în goană, ieșurun, copilul meu, băiatul meu, unde ești? În acest timp îngerul venea tot mai aproape, năvălind prin colib ca un leu, dar un strigă se auzea mereu, mereu în cetate. Ieșurun, fiul meu, băiatul meu, unde ești? Nesătul de amăgiri și de joacă, fiul meu, puiul meu de lăstun, unde ești? Vino repede acasă, fiul nostru cel mai drag, ieșurun. Și-a trecut judecata spre delta, dar... În curând, un alt strigăt, mai plin de fiori, se va striga de pe nori din trompetă. Iată mirele, ieșiți-i pe nori! Și atunci va fi pace adâncă printre familiile întregi părintești. Dar și atunci vor fi pași, va fi strigăt, fiul meu, fiica mea, unde ești? O, vino azi sub pecetea de sânge. Vino azi la Iisus înapoi. Dacă nu ești sub semnul Golgotei, ce alt semn te va duce pe nori? În curând va fi clipa răpirii, clipa scrisă în cuvântul străbun. Dacă nu ești sub semnul iubirii, întoarce-te azi la Iisus, ieșurun. Amin.